La Europa FM, orice vis frumos este un vis care merită. Și în acest sezon am împlinit visurile copiilor. Am dat speranță acolo unde aceasta începea să dispară. Am cunoscut copii care, în loc de jucării, își doreau un acoperiș deasupra capului și apă caldă. Și un ascultător ne-a sunat, a luat legătura cu noi, o să vă punem în contact. S-a oferit să plătească integral reparația acoperișului. Cu ajutorul prietenilor noștri de la OMV Petrom, ne-au rămas bani ca să mai facem ceva. Să rezolvăm problema cu ligheanul. Deci ne-au rămas 16.000 de lei, sponsorizare de la OMV Petrom, ca să construim și o baie în casa dumneavoastră. Ia uzi, mă! Copii care și-au luat soarta în mâini și au pornit singuri în viață pentru a-și construi un viitor decent. Răzvan a cerut el însuși să meargă într-un centru de plasament pentru că a înțeles de mic că acasă nu avea niciun viitor. Mereu trebuie să nu mă lași, să învăț și să-mi aduc aminte că am un scop, să nu uit de scopul acesta. Mă gândesc la frații mei în special pentru că nu știu, consider că ei nu au nicio vină că s-au născut, nu e vina lor că eu sunt aici și chiar aș vrea să-i ajut. Europa FM îți oferă ție o bursă lunară de 400 de lei până la finalizarea liceului, adică încă vreo 2 ani, nu? Cam atât ar fi? Cam așa. O mamă singură a reușit să își dea bacalaureatul și să intre prima la facultate. Copiii ei, pe care i-a crescut în mare parte în centre maternale, își doreau educație sau un acoperiș deasupra capului. Iar idolii lor le-au împlinit visurile. Avem un telefon de la cineva care vrea să vorbească cu tine în mod special, care are ceva care se cheamă o Academie de Arte. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Horia Brânciu e cu noi! Alicia, dacă tu cânti precum vorbești, tu o să câștigi Vocea României peste câțiva anișori. Pentru doamna Manuela avem câteva lucruri cu ajutorul prietenilor noștri de la OMV Petrom, care ne susțin în această campanie grozavă. Niște lucruri mărunte, un televizor la care puteți prinde și Europa FM, un aspirator, că am înțeles că era nevoie, și, desigur, chiria pe un an pentru casa în care locuiți, că măcar asta să vă ajute cât de cât să vă dea așa un balon de oxigen ca să stați mai mult într-un loc și să fie pornire. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag! Pe Georgiana am cunoscut-o pe când locuia într-o casă veche fără curent electric. Fata aducea o viață fără copilărie, muncea cot la cot cu mama ei, avea grijă de cei 5 frați mai mici, iar seara învăța la lumina instalației de brad. Chiar acum, tu și mama ta vă aflați în această căsuță primită de la OMV Petrom. Cum e căsuța, Georgiana? Cum arată ea? Arată bine. Ce conține? Ce aveți acolo în căsuță? Două paturi supraetajate, biroul, scaunul și încă o canapea. Și încălzită, are și curent electric. Ne ajută foarte mult faptul că e încălzită peste iarnă. Veștile bune au continuat pentru Georgiana când un ascultător Europa FM s-a oferit să-i construiască ei și familiei sale o casă adevărată. Cum ai primit vestea, Georgiana, că o să ai o nouă casă? Când mi-a spus, n-am efectiv, mi s-a ia picioarele. Mi-a să plâng. Era fericită. Și nu mă credea. Și nu credeam. Am crezut că îmi face vreo farsă. Un tată și o fiică au supraviețuit celor mai grele încercări ale vieții pentru că s-au avut unul pe celălalt. Dacă n-ar fi fost copilul ăsta, ea este salvarea mea. Ea m-a salvat. După o copilărie trăită într-un subsol de bloc sau într-o rulotă abandonată, Mădălina a reușit să vadă tipărit primul său volum de poezii. Alături de Mădălina au fost o mulțime de ascultători Europa FM.
pentru poezie e nevoie de un spurcium. Și depinde și de natura lui, dar e nevoie de ceva care să doară. Și da, copilăria mea a durut un pic, dar sunt foarte recunoscătoare că am avut-o. Pentru că dacă nu era așa cum era, n-aș fi fost eu persoana de acum. Am scos la lumină talente înnăscute și le-am oferit șansa să strălucească cu adevărat. În primul rând, știi, auzeam că încă nu ai studii, dar eu cred că ai cel mai important lucru, ai talent. Ești înzestrat cu o voce extraordinară. Mi s-a făcut piele de găină aici la telefon cât am ascultat puțin din ce au dat ei acum la radio. Ești un fenomen și mai mult că ești și conștient de ce trebuie să faci. Împreună cu MV Petrom, Europa FM vă oferă așa. Chiria timp de un an, la Iași. Nu cred. Ba da, că veți avea nevoie, așa că noi o să vă ajutăm cu chiria timp de un an pentru început. Și timp de 2 ani, deja aranjat, cursuri de canto la Iași. Pentru David. Maia vrea să ajute cât mai multe animale fără stăpân și, pentru asta, știe că trebuie să devină un medic veterinar. Copila de doar 10 ani știe că, oricât de mult ar iubi animalele, iubirea de una singură nu ține nici de foame, nici de cald pentru animalele abandonate. Maia și doamna Semeniuc, știu că aveți nevoie de reparații la adăpost, sunt aproape 80 de țarcuri acolo, e mult de lucru, așadar, cu ajutorul partenerului nostru, OMV Petrom, căruia îi mulțumim pentru sprijinul constant pe care ni l-a oferit în această campanie. Oferim ca sponsorizare suma de 15.000 de lei, din care vom lua plăci Tego, adică materiale de construcții necesare reabilitării spațiului care găzduiește animalele, în valoare de 13.000 de lei materialele respective, și hrană pentru animale în valoare de 2.000 de lei. Asta nu e prea mult, dar, mă rog, orice zi în care animalele primesc hrană este o zi câștigată. Deci, Maia, casă și masă pentru căței, ce zici? Wow! Mulțumim! Bun, i-ai auzit? Mulțumim din suflet, mulțumim frumos! Mulțumim partenerului nostru, OMV Petrom.